Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit la o nouă rețetă. Astăzi facem o rețetă specială pentru noi, care se numește salată de vinete, dragii mei. Vineta este pusă de mine, din congelator. Eu am pus-o astăvară, am copt-o, am tocat-o și am pus-o în pungă în congelator. Acum am descongelat-o și vreau să fac salată. Așa că haideți să vedeți cum facem noi salata. E adevărat că eu fac salata foarte simplă, dar în schimb e foarte delicioasă. Aici, bolul ăsta, cum vedeți, este 500, am cântărit când le-am pus, de vinete, care, v-am spus, e coaptă pe grătar de noi, tocat și pusă la congelator. Așa este, are un gust aparte de fum adevărat de lemne, care le-am făcut noi, că Mihai le-a făcut pe grătar și am pus-o în pungi. Eu mai am câteva pungi în congelator și așa când și când, mai când ne vine, ne facem câte o salată. Acum, de ce fac salata de vinete? Că știți foarte bine că eu am făcut salată de dovleac și m-a cerut să fac salată. Și am adus aminte că eu am vinete în dovleac, în frigider. Când o să am dovleac, vă fac și de dovleac, dar acum o să fac de vinete. Așa că haideți să vă prezint ingredientele. Aici avem 500 de grame de vinete, bineînțeles le-am scurs și au rămas mai puțin acum. Avem aici 100 de grame de smântână cu 20 grăsime. Avem un ou din care o să folosim numai gălbenușul. Avem o ceapă albă, avem 2 căței de usturoi. Și aici avem 200 de mililitri de ulei. Avem o lingură de muștar și un praf de sare. Deci atât ne trebuie, bineînțeles. Dacă voi vreți, mai puteți să puneți piper. Dar acum, dacă nu știu dacă ați observat sau nu, Mihai nu că nu mă lasă, dar m-a rugat frumos să nu mai folosesc piper, că pe el o deranjează în gât. Și că dacă eu vreau, eu să-mi pun mie separat, să nu pun în tătă mâncarea piper. Așa că voi, bineînțeles, să puneți și piper, dacă aveți voie și nu vă deranjează. Deci trebuie sare și piper, da. O să folosesc răzălitoarea, avem și apa cu lămâie aici pregătit să le beau, că n-am apucat. Așa că haideți să dăm drumul să facem salata și mai vorbim, mai comunicăm, ca de obicei, cu voi. Eu știți că de fiecare dată îmi face o mare plăcere să stau de vorbă cu voi. Dar între timp noi și lucrăm. Știți foarte bine, noi facem rețete scurte, nu facem rețete sofisticate și foarte simplă. Asta e importantă, o rețetă simplă. Deci am pregătit, am pus-o deja în bol direct, muștarul, sarea, o să golesc acum, o să separ ou, că am pus ou întreg, dar trebuie separat. Aici punem albușul și gălbenușul, punem peste muștar. Uitați, ăsta e ou, e, nu e așa mare, e mică ou. Uitați ce gălbenuș mic are. Asta punem deoparte. No. Am băgat muștarul, sarea și un gălbenuș de ou aici. Și acum facem o maioneză de casă. Aici am ulei, punem câte o picătură de ulei și amestecăm, uitați așa. Amestecăm și facem cât dorim noi. Acum asta după preferință. Eu fac un pic mai mult, că mie îmi trebuie maioneză și la altceva, nu numai la salată, și nu trebuie să punem noi toată maioneza ce fac direct aici la salată. Mai pot să-mi las în frigider să folosesc eu la altceva. Dar eu așa fac maioneza, bineînțeles că am mașina, aș putea să fac la mașină, dar la robot, dar nu fac, o fac la mână, că nu fac foarte mult. Uitați ce se îngroașă, cum. Și
și imediat gătăm maioneza și mai avem un pic de lucru, nu foarte mult. Asta e o salată foarte delicioasă, foarte simplă, se poate face și în alt mod, dar noi facem varianta asta cea mai simplă, tradițională, pe cum se făcea pe vremuri. Acum știți că se face multe feluri, dar noi o facem așa cum o știm noi, de la bunicii noștri, de la străbunicii noștri, așa se făcea, așa facem și noi, simplă și rapidă. Uitați ce maioneză faină avem, dintr-un singur gălbenuș, care v-am arătat că era foarte, foarte mică. Nu știu, am luat ou de la Penny, am luat, nu, tati? Nu mai știu de unde le-am luat, dar am luat-o foarte, foarte. Atât ai prețul, 23 de lei un covrac și îs așa, ca de golumb, așa micuță, micuță, mărimea N, dar e foarte mic. Am mai luat eu ouă, dar nici chiar așa mic. Tot mai mic le face și tot mai scump. Asta este, ce să facem, ne conformăm. Și uitați-vă aici cum se îngroașă maioneza noastră. Uitați. Și dintr-un singur gălbenuș, altceva n-are nimic. Și o linguriță mică de muștar. Altceva n-am pus, ați văzut. Bună ziua, dragilor! Dacă nu știți ce-i golumb, este un porumbel, dragilor. Așa se zice la noi, la Ziman. Golumb! Eu vorbesc ca la noi. Și când ne vine să facem salată, adică ne vine pofta. Vorbim pățărănește. Da. Și țărănește și ungurește amestecat, cum putem. Ne vine important să facem vorbim. Da. Da. Deci, că mai vine pofta să faceți o salată de vinete, mergeți repede la market, cumpărați o vânătă, două vinete, le coaceți bine pe grătar și după aia urmăriți pașii care face doamna Margaret. Da. Uitați-vă aici maioneză. Wow, ce maioneză. Sincer vă spun, e specialist în maioneză. Nu s-o s-o taie, nici s-o vreau și arunc ulei cât vreau. Niciodată nu s-o tăia și o pune la ulei un litru de ulei. Și nu s-o taie. Sincer, dar oricât aș pune, nu s-o taie, nici s-o vreau eu. Dacă eu vreau s-o tai, nu pot s-o tai. Nu ne lăudăm, dar uitați-vă aici, asta se face maioneza la noi. Asta e maioneza. Și ați văzut? Într-o secundă, că n-am întrerupt nicio clipă, tot v-am ținut și într-o secundă am făcut tot. Hai să spunem două secunde, vă mă lasă, chiar o secundă. Dacă vreți maioneză de casă rapidă, faceți la îndemână, la mână. Și uitați-vă aici ce maioneză aveți. Mă, un bol de maioneză dintr-un galbenuș. Mă, păt, dar du-te acum. Și punem ulei cât vrem noi. Am golit tot uleiul. Într-o secundă, nu se taie, o să vedeți, imediat. O să... Minuțel și avem maioneză de casă făcută care... Uitați-vă aici, dragii mei, așa arată salata noastră, așa arată maioneza noastră. Ce ziceți? Poftim! Dar cum se îngroașă așa? Într-un ouț o lingură de muștar. Mi-ai nu știe. O mulțit maioneza ca... Încă ceva. Eu am aici smântână. Smântâna... O punem, vă spun de ce o pun. Nouă, de exemplu, nu că nu ne place, e mai bun fără smântână, credeți-mă, pe cuvânt. E mai natural, e mai gustoasă, e mai altfel. Maioneza o punem, fiindcă, vedeți, vinetele noastre este maro. Este maro și ca să o deschidem, salata, ca să fie mai deschisă, o să punem o lingură de smântână. Și smântâna o deschide, să vedeți ce albă o fi. Și bineînțeles o să-mi spuneți că voi folosiți și lămâie. Am lămâie, chiar vi-l arăt.
am... Nu e nevoie, lasă. Dar eu nu pun lămâie, că nu-mi place. Chiar nu-mi place lămâia. Să pun în mâncare, să acresc sau așa mai departe. Nu. Acum ce facem? Am o ceapă curățată, o ceapă mică. Știți că ceapa ne place foarte mult, asta știți. Și acum o să pun aici și răzălesc mai bine de peste jumate. Este usturoi? Este și usturoi, da. O să răzălesc ceapa aici. Și unde răzălim ceapa? Pasta mică, ca să nu se simte. Puteți și pasta mare, uitați, și pasta, dar atunci aici o să iasă mai mare. Prea mare. E să se simte. Atât, nu punem tot, că ar fi foarte mult. Am lăsat cam un sfert. Acum curățăm asta și avem aici doi căței de usturoi care întoarcem. Usturoiul nu mai răzălim pe aia mare, o răzălim pe asta mică. Uitați, răzălim tot aici peste, că doar oricum vine ea amestecat împreună, nu vine separat. Deci tot împreună vine pus. Dar să răzălesc tot, să nu răzălesc și degetul. Așa, avem, am zis două, nu? Atunci să fie două. Am picat ceapă pe jos. Mai una fac și gata. Am scos de la un truc. Și neva în comentariu să facă salată de dovleac. O să facem și pe aia cândva. Asta lăsăm și o să spălăm. Acum uitați-vă aici să vedeți cât avem. Am răzălit un sfert de ceapă, adică trei sfert, nu un sfert, un sfert m-a rămas și două căței de usturoi am răzălit, care o să le da scot din maioneză un pic, o să revenim imediat. După cum vedeți, am spălat pe mână, am luat de pe masă și am scos într-un bol maioneză. Am scos maioneza. Acum, ce facem? Uitați, punem vinetele care s-au scurs peste maioneză. Așa. O amestecăm. Ați văzut că n-am lăsat foarte multă maioneză, să nu fie foarte grea și grețoasă, dar o să vină în ea și smântâna. De-aia am scos din ea, că o să mai folosesc maioneza la ceva, bineînțeles. Uitați-vă aici cum arată acum. Și... Bine, ar mai trebui smântână, să nu mai bună. Ca să albăm. Pun, ați văzut că e cam mult ceapă, eu pun jumate, că e foarte mult, uitați. Am pus jumate de usturoi și de ceapă. Amestecăm și să vedem ce gust are, dacă mai trebuie punem, dacă nu, nu. Am răzălit aici ceapă, usturoi și acum punem și o lingură de smântână. Să vedeți ce culoare îi dă smântâna. Asta v-am spus, opțional. Eu una nu prea folosesc, dar acum că vă arăt vouă și vreau să fie mai albă, să nu fie așa maro, uitați, punem și smântâna. Ați văzut că le deschide la culoare. Și acum, bineînțeles, potriviți de gust, sare, piper, ce mai are nevoie. Dacă vă place mai iute, mai condimentat, mai puneți usturoi, ceapă. Ăsta e totul după gust. Eu am pus, dar acum v-am spus, asta se pune după preferință. Acum eu ce fac? Iau o lingură și gust. Și să vedem ce ne mai trebuie în ea. Dacă mai trebuie condiment, dacă mai trebuie ceapă, asta facem. O să iau o linguriță, o linguriță și gustăm. Așa. Ceapa se simte, nu mai pun. Un pic de sare, piper ar mai mere, dar... Iar e cu piperul. Având în vedere că Mihai nu vrea,
O să mai pun numai un pic de sare. Bine, pune. Că nu se simte deloc sarea și o să mai pun un pic de sare. Ce arată de faină, cum arată de frumos, o culoare splendidă. Uitați, dragii mei, am mai pus un pic de sare, așa. Eu pun toată smântâna. Și am pus smântâna, că era o lingură mare, mare și în tot. Deci am mai pus sare și smântână. Și uitați-vă aici cum arată. Sărbește, vai tare. E normal. Că lasă una aici, că o să vreau să pun în bolul ăla mic. Eu nu mai bine acolo îi fac poză. Păi fain arată. Da, nu. Dacă tu vrei aici, micuțul de el. Uite că mai trebuie amestecat să se amestece smântâna, că văd că nu s-a amestecat bine. Vezi, uite. Uitați-vă aici ce fain arată, ce culoare. Nu, de gust, nu, v-am spus, gustul dați voi, cu sare, piper, cu ceapă, usturoi, cu ce vreți. Se simte, acum se simte piperul. Chiar se simte, bem și apă cu lămâie. Și cam așa arată salata noastră, care ați văzut-o în câteva minute, am făcut-o. Acum putem să facem pită prăjită sau pită proaspătă, să punem peste, putem să punem peste cea, felii de ceapă roșie, felii de ardei, felii de ce vrem noi putem să punem. Deci cam așa arată, așa de repede s-a făcut și imediat facem finalul. Deci asta a fost toată rețeta, dragii mei. N-am avut ce să vă arăt mai mult decât o rețetă foarte delicioasă, foarte simplă, foarte rapidă. Mai mult de atât n-am ce să vă arăt. Mi-a rămas și maioneză, așa că asta le luăm. Uitați, mi-a rămas și ceapă, usturoi, putem folosi la altă mâncare. Deci uitați-vă aici ce maioneză am făcut în câteva minute, că o întorc, vedeți? O întorc și nu pică. Deci chiar nu pică. Deci dintr-un singur gălbenuș. Ce am folosit? Vinete de la mine, am folosit jumătate de ceapă și un gălbenuș. Asta a fost toată salata. Și avem salată de mâncăm 3 zile din ea. Cum luăm pâinea, pui da. Pe ăsta faină, arătăm, revenim. Facem o poză, vă dăm și dumneavoastră felie de pâine cu salată de vinete și totul e în regulă, dragilor. Dragii mei, am pregătit 2 felii de pită, am scos niște roșii, niște ardei, le-am spălat, o să le tăiem și punem peste. Acum facem pituța, asta e o pită proaspătă, acum o cumpărat-o Mihai. Și o să punem așa, mie îmi place foarte gros, să punem peste, uitați așa. Așa, punem mai mult, vedeți? Acum, de data asta, mâncă și domnul Mihai, că dacă nu mâncă, lumea zice că eu nu-i dau să mânce la domnul Mihai. Domnul Mihai nu vrea să mânce. Nu că nu-i dau eu, că nu cere el voie de la mine. Îmi dai voie să mânc sau nu îmi dai voie? El trebuie să mânce cu noi, obligatoriu. Noi când mâncăm la masă, știți lucrul ăsta, noi mâncăm împreună, nu mâncăm separat. Că n-are el atunci poftă. Vă dăm și dumneavoastră câte o felie, dragilor. Uite ce frumos arată acum când pune roșiile și ardeiul pe aia. Puteți să puneți ce vreți, puteți să puneți ardei iute dacă vă place. Ardei iute să puneți. Castraveți murați, mereu cu castraveți murați. Doamne mia. Cum ești? Dacă tu vrei castraveți murat, poți să pui, că nu te oprește nimeni. Iai, ardeiul ăla cum arată. Să știți că e foarte, foarte dulce ardeii și atâta e de bună. Vara nu e așa de bună.
ca acum, eu nu știu, sau mi se pare mie, nu știu ce să vă spun, dragii mei, dar acum astâta-ți de dulci, de aș mânca așa gol. Poftim. Nu, și roșii, nu, păi pasta. Păi nu mai, ăla cu arde, ăsta cu roșii. Da, una cu roșii, una cu amesteci. Vrei tu cu roșii și cu ardei? Nu, lasă așa, pe am zis că... Nu. Ai zis să fie de toate. Am zis să fie cu de toate, nu? Și uitați, dragii mei, deci acum cam așa arată. Vrei să ți-l tai? Nu. Nu? Vrei așa mare? Mâncă-l deci... tu dacă vrei una, cum vrei. Și mai facem noi una după aia pentru poze. Poți să o mânci, să vezi, să o guști. Cum... Ei, v-am gustat, ce să mai gust? Nu cu pâine, cu pită, cum spui tu. Cu pită, fără pită, uitați, dragii mei, cum facem noi și mâncăm imediat. E mare, foarte mare. Și, uitați, luăm așa, tăiem cuțitul și uitați cum arată. Haideți cu noi la masă, vă invităm să gustați și voi salata de vinete cu roșii, cu ardei, făcută în casă, prăjită de noi, pusă de noi pentru iarnă. Și uitați iarna ce bine ne pică că avem vinete pusă de noi proaspătă, afumată, cu lemne, făcută pe grătar. Deci e o minunăție care s-a făcut în 2-3 minute. Și mâncăm dacă sănătos. Ar fi ceva peliuțe de șunculiță, de parizer, un pic de răzălit de brânză, spui că e sandwich. Cum erau înainte sandwich-urile. Foarte bun. Mihai, gusta. Să iau și tu. Da, ia și tu, serios. Hai să foarte vedem. Bun. Uitați, vă dau și dumneavoastră. Deci, credeți-mă, roșii. I-am mai pus sare, e potrivit la gust. E foarte, foarte, foarte bun. Puteți să încercați liniștit. V-am spus, gustul o dați dumneavoastră cum vreți. Dar este nemaipomenit, vă spun sincer. Dacă aveți vinete, încercați. Dacă nu, puteți să cumpărați, că este și din cumpărat. E adevărat, nu are mirosul ăsta bun de grătar, de lemne. Dar este bun, că am mai făcut și vina. N-are gustul ăla de da. Copt. Ăsta e și maioneza e făcută de mine, simplu, fără chimicale, fără nimic. Este foarte, foarte, foarte delicioasă. Deci, dragii mei, nu rămâne decât să vă spun să încercați rețeta, că nu o să vă pare rău și că este foarte delicios. Eu vă doresc poftă bună și vă spun la revedere! La revedere, dragilor!